Dragii mei, ce faceți? Bine ați revenit din nou pe canalul meu. Astăzi vreau să vă arăt din nou ce cumpărături am făcut de la Lidl. În ultimul timp tot la Lidl am fost, pentru că mi-este mult mai comod, este aproape și găsesc de fiecare dată oferte. Am fructe, legume, prânzeturi, o chestie mică congelată și am și ceva băuturi acolo, sucuri. Mărunțișuri, chestii, am și niște haine pentru copii. Așa că da, haideți să-i dăm bătăi. Începem de aici cu două punguțe din astea cu gogoși. Am cumpărat gogoși umplute cu gem. Deja am halit câteva, nu știu cât, vreo două sau trei. Așa, avem și niște bulcuțe din astea gen brețel pentru sandwich-uri. Le plac foarte mult copiilor genul ăsta de brețel, parcă v-am mai spus eu. Apoi aici avem și o pâine din asta feliată integrală. La fel, asta ne place foarte, 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 foarte mult. Să trecem și la legume. Am aici și niște fructe, bineînțeles. O să le pun aici undeva. Am cumpărat un castravete. O caserolă de roșioare Sherry, astea sunt Spania. Avem și ardei din ăștia mix. Am luat un avocado, este destul de copt, așa că urmează mâine să îl mâncăm. O legătură de ceapă verde. Avem și o țelină micuță. Am luat salată din asta rucola, bineînțeles. Vrem să facem cât mai multă salată, pentru că deja este perioada salatelor și este și foarte sănătos să mănânci salată, bineînțeles. Avem și ridichi, o legătură de ridichi. Astea sunt niște ridichi din alea mai mari, dar sunt foarte faine. Am luat și un buchețel din asta de salată combinată. Avem salată creață și din asta așa mai roșiatică. Dar este cu pământ. Asta înseamnă că o să reziste mai mult de o săptămână. Și bineînțeles că am să o pun în frigider, în ladă, jos. Așa, astea sunt legumele. Să trecem la fructe. Am cumpărat o caserolă din asta de afine. Am găsit chiar la ofertă. Asta ce este, o codiță de la ceapă. Am luat o lădiță de căpșuni. Sunt foarte coapte, cred că miros foarte tare a căpșuni. Un kilogram, ele vin din Spania. Astea am să le fac cu smântânică, cu frișcă, cu miere, cu de toate. Am luat mere, bineînțeles, 2 kilograme. Avem și banane, câte sunt aici, 4. Astea. Am terminat cu fructele. Haideți să trecem mai departe la mezeluri. Am cumpărat niște bacon bucățele, din astea pătrățele. Vreau să îl gătesc cu linte. Abia aștept. Pentru pizza am luat niște salami din ăsta Edel Salami. Avem niște șunculiță din asta de casă. Am mai luat eu odată și chiar mi-a plăcut foarte mult. Un mix de bufet. Da, e un fel de bufet de mezeluri. Aici avem șuncă. Ăsta nu, ăsta este mortadela, șuncă, mortadela cu paprika și ceva specialitate cu brânză. Asta de aici, cred că. Da. Așa, de la Dulano. Aici avem salam tiroler, ăsta este din porc, cârnăciori ăștia albi Nuremberg, îmi plac enorm de mult. Pentru copii am luat cârnăciori mini, ăștia sunt de porc, două caserole și două de pui, astea sunt preferatele Biei.
Așa, să trecem mai departe la brânzeturi. Avem de la Philadelphia cremă din asta simplă. Mozzarella pentru pizza. Am luat două pachete de astea de unt irlandez. Am găsit la ofertă 35% reducere și am profitat, am luat două. Pentru sandwich-uri am luat felii din astea de Gouda, 30% grăsime. Am zis să mai schimb. Și asta este cu Emmentaler. Cât are să la 100 grăsime? Stați așa să vedem, să vedem. 45% grăsime. O smântânică am găsit simplă, în sfârșit. Avem Actimel pentru stimularea sistemului imunitar, adică ajută la sistemul imunitar. Avem pentru copii două iaurțele de la Milbona. Astea sunt cu bombonelele alea colorate, ce le place lor foarte mult. Am cumpărat niște migdale din astea verzi, neprăjite, nesărate, din nimic. Vreau să le dau la copii dimineața, pentru că, din câte știu eu, sunt o sursă foarte bogată de calciu. Și da, destul de scumpele, dar sunt super, super sănătoase. Pentru soțul meu, două din astea kefir de la Müller. Și ce mai am? Și aici mai am un borcan de asta sau o cutie mare cu telemea de vacă. Chiar este prima dată când cumpăr așa în cantitatea asta enormă. 5 euro parcă a costat, dar am zis să iau, pentru că am observat la copile, le place foarte mult omleta cu telemeaua asta sau simplu cu, le mai fac cu paste și da, am zis de ce să nu. Așa, cam astea sunt brânzeturile. Și aici am niște lapte condensat, l-am descoperit și eu în cele din urmă, îmi place foarte mult, este foarte gras ce-i drept, dar pentru cafea merge foarte bine. Dacă tot vorbeam despre cafea, pentru mine mi-am cumpărat de la Bella Rom niște cafea din asta decofeinizată, sunt la asta arabică. Pentru că, da, am o chestie așa, o intoleranță, cred că, la cofeină, nu știu de ce, nu prea suport eu cofeina și cam am exagerat în ultimul timp, de aceea am zis să mă schimb, să beau din asta decofeinizată. Iar soțul meu și-a luat, bineînțeles, cafea normală, foarte tare, 4, numărul 4, de la Melita. Habar n-am, nu știu cum e cafeaua asta. Așa. Am luat și o cutie de la Barilla Tortilioni, la fel am găsit la ofertă. Mai am în dulap, dar am zis să mai cumpăr. O să mi se umple dulapul cu paste de-astea de la Barilla. Aici am două conserve de ton din astea în ulei de floarea soarelui, unul pentru iubii pentru pachet și unul pentru noi, ca să facem cu paste. La congelate doar un singur produs și anume Iglo, baghete din astea, în mod special pentru copii. Așa. Bun, ce mai am aici? Am un pachet de sare, din asta iodată. Usturoi pudră, mi s-a terminat, de la Cania. Și un ketchup cu gust de curry, îmi place foarte mult. L-am descoperit la cineva când am fost la grătar și am zis de ce să nu să cumpărăm și noi, este chiar super gustos. Așa, și cam astea sunt produsele alimentare, bineînțeles. Acum să trecem și la astea, la alte de ronțăit. Am luat două pungi de tortilla, una cu paprika și una cu brânză. Asta le place foarte mult la copii. Avem sticks-uri cu Susan. Aici este și un nou Kinder. Asta este pentru Bia. Andrei și l-a luat deja. Avem niște brioșe simple, dar înăuntru sunt full de ciocolată. Așa. Avem aici Maxi King.
Astea sunt 3 și 3. Da, deci avem 6 în total. Și aici avem niște semiciuri astea de cu lapte. Nu sunt Kinder, dar sunt destul de ok. Super, super gustoase. Așa. Am luat și un pachet ăsta de biscuiți în plus cu cacao, Captain Rondo, de la Sunday. Foarte bun și ăștia. 3 cutii de Eugenii, ca să le numesc așa. Envitas. Astea sunt cu cereale. Prima este cu cacao. Vi le recomand, dragii mei, sunt foarte gustoase. Apoi avem cu iaurt, astea îmi plac mie cel mai mult, și cu cremă de fructe, adică căpșunele și mure. Așa. Astea sunt în general pentru micul dejun sau chiar la pachetel, școală, grădiniță, deci merg foarte bine. Am terminat cu chestiile de ronțăială. Să trecem la băuturi. Am luat un suc din ăsta de la Solevita cu mere și ananas, struguri, piersici. Ăsta mie îmi place foarte, foarte mult. Așa, avem 2 cutii de lapte, 3,5% grăsime. Am luat și 2 sticle de astea de apă minerală. Așa, aici mai avem o apă plată. Asta am luat-o pentru Andrei pentru că i se făcuse sete și da. Apoi aici ce mai am? 2 doze din astea de Radler, Veltins. Da, mai bem noi așa din când în când. Da, și cam astea sunt produsele alimentare. Mai am ceva să vă arăt aici. Știți că mie îmi plac foarte mult lalele și atâta timp cât o să văd lalele, o să cumpăr. De data aceasta am cumpărat pe roz. Este un roz de la Strident. Abia aștept să le pun în vază. Și aici am pentru balcon niște lavandă. Îmi place foarte mult cum arată. Abia aștept să o plantez. Normal, la lavandă îi trebuie foarte mult soare. Dar eu am. În general, dimineața până la amiază chiar am foarte mult soare acolo în balcon, așa că o să-i meargă foarte bine. Eu am mai avut anul trecut lavandă, am cumpărat, dar nu știam că lavanda trebuie să stea afară și nu în casă, pentru că afară este mult mai mult soare, iar în casă, bineînțeles, nu prea. Și de aceea mi-a murit, așa că am zis să profit să-mi cumpăr pentru balcon. Bun, și aici mai am în plasa asta niște hăinuțe. O să le scot direct de aici, nu o să le mai întind pe masă. Pentru iubii am cumpărat niște maieuri mărimea L. Astea sunt bio, bumbac bio. Na, destul de scumpele, ca zic așa, da. Na, nu mai aveam maieuri, ca lumea. Și aici avem pe alb, ăla era pe gri. Și mai aveam aici, da, pe alb. Așa. Pentru noi am luat pentru perne 2 din astea cu satin. Îmi plac foarte mult cum arată și cum se simte. Chiar sunt foarte finuți așa la atingere. Apoi, aici ce am? Pentru Andrei am mai luat un ceașar din ăsta pentru saltea. Tot satinat de la Meradiso. Astea sunt foarte bune de la Meradiso. El mai are ceva pe albastru deschis și am zis să iau pe un albastru mai închis, ca să avem de schimb. Iar aici ce avem? Niște bluzite pentru Andrei, de la Lupilu, mărimea 110-116. Astea sunt modelele. Sunt foarte drăguțe. Și unde mai aveam aici tot așa? Tot 2. Astea de aici sunt modele. Chiar sunt foarte drăguțe. Așa, și pentru Andrei am luat o pereche de blugi. Ideea este că el crește foarte rapid, se lungește și blugii care îi cumpăr eu, în general, îi rămân foarte mici. I-am luat pe mărimea 104. Și sunt drăguți. Chiar sunt drăguți ăștia. Așa. Și aici ce mai avem? Pentru iubii, 2 seturi astea de ciorapi. Mărimea 43-46. Combinate. Și aici ce mai avem pentru Bia? I-am cumpărat niște tricouri
Peppers. Îmi place foarte mult tricoul ăsta. Este cu pluș aici, cu inimioara asta de pluș. Și scrie Wi-Fi Love. Da, dacă toți suntem nebuniți după internet și după toată treaba asta, am cumpărat așa. Și aici ce mai am, tot pentru Bia, un tricou New York City cu paiele din astea care se ridică în jos. Sunt foarte drăguțe. Da. Și cam atâta, nu? Nu mai am nimic aici. Dragii mei, astea sunt cumpărăturile care le-am făcut pentru săptămâna aceasta. Majoritatea dintre ele cred că o să-mi ajungă mai mult de o săptămână, dar ideea este că am cumpărat. Da, îl avem și pe Andrei aici. Ce e, mami? Ce e? Apă. Vrei apă? Bea apă. Așa. Dragii mei, v-am pupat. Nu uitați de like-uri și nu uitați să vă abonați dacă încă nu sunteți abonați la canalul meu. Și ne revedem cât de curând cu un nou filmuleț. V-am pupat! Pa!